Slăvit să fie numele Domnului! Mare făgăduință din partea Domnului și așa a făgăduit El, că nimeni din mâna Lui nu ne poate smulge. Vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la pagina Bibliei 117, Cartea Levitic, capitolul 10, de unde pentru prima parte a serviciului divin citim primele trei versete, Levitic, capitolul 10. Doi fii al lui Aaron arși. Fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aaron a tăcut. Acum venim înaintea lui Dumnezeu și prin rugăciune, prin fratele Petrișor Onețiu, ne închinăm înaintea Domnului, dorind ca Domnul să vorbească. Noi am vorbit o oră Domnului și mi-a plăcut de frații de la rugăciune că au căutat să ne motiveze în cuvinte destul de scurte și să fie rugăciunile mai lungi. Și am vorbit o oră Domnului și așa e frumos. Și vom vorbi în gânduri în continuare înaintea Domnului, în duhul minții noastre. Dar știu că s-au spus multe rugăminți înaintea lui Dumnezeu, multe mijlociri, multe dorințe. Împlinirea acestor dorințe, vreau să vă spun că este în funcție de atitudinea noastră în cele două ore care urmează, în funcție de cum noi vom asculta de Dumnezeu. Așa va asculta în continuare rugăciunile noastre. Că dacă noi vom hotărâ să nu ascultăm de Dumnezeu, să ne intre pe ureche, să ne iasă pe amândouă, poate înapoi, sau să ne gândim în altă parte și când plecăm de aici, da, s-a predicat ca și în oricare duminică. Eu știu la ce ne putem gândi oamenii când se împotrivesc împotriva cuvântului Dumnezeu. Sunt ferm convins că atitudinea noastră va influența ascultarea rugăciunilor noastre în prezența lui Dumnezeu. De aceea, așa cum a făcut Aaron, sunt momente în care noi trebuie să tăcem și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească, dar pentru aceasta să cerem ca Dumnezeu să vorbească prin fratele Onețiu și să binecuvinteze toată lucrarea în continuare. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Bun venit tuturor celor care vă aflați în casa Domnului Maronata din Vina Neustadt. Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. În mod deosebit spunem bun venit familiei Tudoran, fratelui Grigore Tudoran, pastorul Bisericii Muntele Sionului din Baia Mare. Domnul să-l binecuvinteze. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Petre Dănuț, care în prima parte va sluji prin cuvânt. Dar până atunci, unul dintre frații cu ordinea este rugat să anunțe grupa de copii, clasa a întâia A, care doresc să slăvească pe Dumnezeu cu o cântare. După ce fanfara va proslăvi pe Dumnezeu cu o cântare, copiii pot să intre înăuntru să le transmite, să se poziționeze aici în față. Și apoi o să mai anunțăm. Thank you.
Thank you.
Alege să trăiești cu Dumnezeu. Alege să trăiești ca o lumină pe vârf de munte, prinsă de cetate, clară, suavă, caldă și senină, chiar dacă vântul peste turnuri bate. Ca o lumină în candelă și în sfeșnic, să o vadă și să vadă toți din casă. Lumina e veșmântul autentic și nu e în lume haină mai frumoasă. Ca soarele cu suliți spre noapte, să treci prin neguri falnic și viteaz, vei fi pe boltă luminos cât șapte, dacă rămâi ca soarele de treaz. Alege să trăiești precum izvorul, în matca lui vioi și cristalin, să spună pasărea și călătorul, cu adevărat, ai suflet de creștin. Și de la munte până la câmpie, de la câmpie până la mal de mare, să răspândești fior de veșnicie cu valuri sfinte de înviorare. Alege să trăiești ca o furnică, provizii pentru suflet să aduni, dacă ai avea tu inima ei mică, ai face față marilor furtuni și ai trage după tine câmpuri coapte, hambare sus ți-ar face Duhul Sfânt, să aduni în ele miile de fapte, comori în cer, departe de pământ. Alege să trăiești ca o albină, neobosită în alergarea ei, să ieși la strâns când zorii te lumină și să te întorci când steaua dă scântei. Să cazi pe sub povara adunată, să atârne greu al dragostei nectar și nu uita, un rege te așteaptă, să-i dai polenul și să cumperi har. Alege să trăiești ca o mireasă, în așteptarea mirelui în miez, îmbracă haina lui de in aleasă și prinde-ți inima de meterez. Veghează, norul alb așteaptă pasul, lucrează, mai e greu în câmp nestrâns, așteaptă, morți în lut așteaptă glasul, fii vesel, e de ajuns atâta plâns. Ți-am pus în față două căi, alege, una e spre bine, alta e spre rău, e timpul ca să lupți sub steag de lege, alege să trăiești cu Dumnezeu, amin. Binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Am rămas surprins cât de repede trece timpul în casă de rugăciune. Așa-i? Dacă mă uit după ceas, imediat se termină predica și plecăm acasă. Îi vina mea, îmi cer iertare că nu l-am schimbat. Așa suntem noi ca oamenii, uităm. Dar eu știu că dumneavoastră, când veniți la casa Domnului, veniți cu plăcere și nu vă uitați la ceas. De aceea și Dumnezeu e bun cu noi și ne dă nespus mai mult și vă va răsplăti osteneala, slăvit să fie Dumnezeu.
Iubiți frați și surori, de fapt noi aici în casa Domnului suntem acasă la Domnul. Dacă e casa Domnului, suntem acasă la El, pe teritoriul Lui. Un om odată a vrut să intre în teritoriul lui Dumnezeu, să meargă la El acasă. Și a vrut să meargă cum vrea El. Și Dumnezeu l-a oprit și a zis, stai puțin, Moise, că eu am niște reguli. Da, ești invitatul meu, eu te-am atras, curiozitatea ta e mare, dar e bine seama că locul pe care stai este sfânt. Moise a văzut rugul și din curiozitate s-a dus să vadă ce e acolo și a auzit vocea lui Dumnezeu. El era pe teritoriul lui Dumnezeu. Spunea Domnul acolo, locul pe care stai este sfânt, descalță-te. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Să înțelegem că noi aici suntem acasă la Dumnezeu. Și nu putem face ce vrem noi. Aici avem cuvântul lui Dumnezeu. Casa e a lui Dumnezeu. Organizarea și felul de cum să lucrează în casa lui Dumnezeu, tot Domnul. Dacă El este arhitectul, El este și ispravnicul, este și toți împreună cu noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Cartea aceasta sfântă este numită Sfânta Scriptură. Pământul acesta pe care noi locuim n-a putut să dea oamenilor nimic sfânt. Nici nu are ce să dea nimic sfânt. Singurul care ne poate da ceva sfânt și ne-a dat tot. Ne-a dat tot. Dumnezeu a dat tot pentru om. Rămâne doar partea noastră să ne facem. Să ne dăruim și noi totul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat două lucruri sfinte și dacă noi le avem în dimineața aceasta, aș vrea să vă spun că aici și ori de câte ori venim aici în casa lui Dumnezeu, va avea loc o explozie, o explozie de viață. Și ca să nu-i fie frică la nimeni că e vorba de vreun atentat, când vorbesc de explozie, dacă noi este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, pe care ne l-a dat Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne-a dat și Duhul Sfânt. Și aceste două componente, când intră în contact, se produce o explozie de viață. Slăviți să fie Dumnezeu! De aceea se spune când venim la casa Domnului, Psalmul 133, dacă nu greșesc, spune acolo, ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul viață pentru veșnicie. Deci se întâmplă o explozie de viață. Și eu aș dori ca Dumnezeu să facă lucrul acesta astăzi. Dar cu o singură condiție, dacă noi este cuvântul lui Dumnezeu și nu oricum, din belșug, Pavel spune la Coloseni, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi din belșug. Deci dacă este în noi cuvânt din belșug, cuvântul sfânt, cuvântul Scripturii, în contact cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se produce acea explozie de viață, mărit să fie Dumnezeu. Iubiți frați și surori, trăim o vreme când ducem lipsă de acest cuvânt. Nu ducem lipsă de har, nu ducem lipsă de alte lucruri, dar ducem lipsă de acest cuvânt. Și aș vrea să luăm bine seama în ziua de astăzi și să fim atenți și să fim foarte, foarte vegheatori în cuvântul lui Dumnezeu, să-L strângem. Să-L punem în hambar, că vor veni vremuri grele când vom avea nevoie de El. Un înțelept grecesc, grec, spunea, fă-ți toiag la tinerețe din copacul pe care tu l-ai sădit. Nu te baza niciodată pe înțelepciunea celuilalt. Niciodată să nu fii mulțumit și să spui, bă, ce cuvânt are. Bă, ce tare e în cuvânt. La ce folosește ție dacă tu nu ai toiag la bătrânețe? La ce-ți folosești? Dar fă-ți toiag din pomul pe care tu l-ai sădit.
Sădește în inima ta, pune cuvintele lui Dumnezeu în inima ta și la bătrânețe vei avea sprijin, te vor ajuta. De aceea, Sfânta Scriptură, Biblia, dați-mi voi să continui cu această introducere, să vă spun că e numită cartea care are două picioare. Evanghelia Domnului Iisus are două picioare. La dreapta sau la stânga, indiferent unde, stau făgăduințele lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu. Și în cealaltă parte sunt un set de restricții și porunci. Astea sunt cele două picioare. Dacă le avem și noi în noi, nu numai o parte, nu numai un picior, nu numai să ne bazăm pe făgăduințe și pe promisiuni, ci să fim oamenii care suntem gata să aplicăm în viața noastră și celălalt set de restricții, de porunci a lui Dumnezeu. Și atunci vom putea spune, cum spunea cineva, fratele Richard Vumbra, dacă nu greșesc, spunea că Biblia este carte cu care poți să mori. Celelalte cărți, eu știu, ne place mult, le citim o dată, de două ori, de trei ori, le punem într-un raft, le predăm la generația viitoare dacă nu le vindem la second hand. Dar Biblia este cartea pe care te poți rezema și la moarte. Când vom pleca de aici, vom pleca cu nădejde. Și cine dă nădejde? Cuvântul Scripturilor. Noi plecăm cu nădejde aceasta, plecăm cu Biblia noi. De aceea spunea prorocul Ieremia, noi am cântat cântarea și în sfărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Cine dă lovitură în voia noastră când voia noastră e de granit și neclintită și nu ne vrem noi să ne conformăm după voia lui Dumnezeu? Cine ne poate schimba voia? Cuvântul lui Dumnezeu! Prorocul Ieremia în capitolul 9 spune, cuvântul tău este ca un ciocan care sfarmă stânca, care ca un foc. E și ca focul, și ca ciocanul. Spunea el, este mine un foc care mă mistuie, îmi mistuie măruntaile. Dar normal, Ieremia, normal că te mistuie, pentru că într-o zi Ieremia a mâncat Biblia. El nu a citit-o, nu a lăsat-o undeva, așa au citit trecător, o atins așa, când spuneau frații, mai citește cât de un cuvânt. El a mâncat odată Biblia. Și normal că în el ardea focul. Domnul să ne ajute să ne mistuie și pe noi cuvântul acesta pe dinăuntru. Și dacă îl avem în noi, va fi acea explozie de viață, de la viață spre viață, slăvit să fie Dumnezeu. Și cei de lângă noi vor trăi și ei și vor vedea și ei cum lucrează Dumnezeu. Zilele acestea am auzit despre un frate, mi-e rușine să vorbesc despre el, dar vă spun dumneavoastră, care a citit Biblia de 67 de ori. Este fratele Zaharia Bica de la Cluj. A spus-o el. Și dacă el a spus-o, eu cred că cifra aceasta mare cu două, din două cifre, din două numere, m-am gândit că unde suntem noi? Unde suntem noi cu Biblia? Am vrut să fim foarte atenți pentru că să vă spun despre această carte, pentru că în cartea aceasta noi ca oameni ne place foarte mult harul. Ca creștini, în vremea în care trăim vremea harului, nouă ne place foarte mult harul. Și, într-adevăr, Apostolul Petru spunea despre har și dorea bisericii și în întâia sa epistolă, dacă nu greșesc, la capitolul a doua epistolă, capitolul 1, versetul 11, de la versetul 1 spune așa, Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Desigur, ne place să ne fie înmulțită harul și facă Domnul să-l înmulțească. Harul. Dar uitați că avem prima dată și dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea și harul sunt legate la oaltă. Sunt aici față în față. Și în altă parte, dacă nu greșesc, spune
Dreptatea și pacea se sărută. Deci ele sunt cele două picioare a Evangheliei. Harul, care reprezintă făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu făcute nouă prin har, și Dumnezeu nu-i pare rău de harul care îl dă, așa ne spune omul lui Dumnezeu, Iacov sau Iuda, orice dar bun și desăvârșit să pogoară de la Tatăl Luminilor, în care nu-i schimbare, nici umbră de mutare. Lui nu-i pare rău lui Dumnezeu când i-a dat har. Nu-i pare rău. Lui pare rău de oamenii care vor harul, dar nu vor să se pocăiască. Și lasă pe seama harului să se întâmple mântuirea, minunea. Lasă doar pe seama harului. Și ei nu se pocăiesc. Iubiți frați și surori, într-o zi harul ne va judeca că am avut o vreme de har și nu ne-am pocăit. Pentru că harul lui Dumnezeu pe deasupra este și un învățător. Așa ne l-a dat Domnul Iisus. Pavel îi spunea lui Tit și spunea în felul următor, căci harul Domnului nostru Iisus Hristos a fost arătat. Și ne învață prima dată cum să trăim, nu? Cum să ne pocăim. A te lăsat de păgânătate, a te lăsat de băutură, a te lăsat de păcate, a te lăsat de toate duhurile, de toate patimile care sunt păcate. Astea trebuie pocăință, trebuie aduse la picioarele Domnului, trebuie spălate. Și aici, la casa Domnului, facă Dumnezeu să se întâmple în ziua de astăzi lucrul acesta, să fim gata să lăsăm totul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se îndure de noi. Haideți puțin să vedem, eu săptămâna aceasta când am citit textul acesta, vă spun drept, am vrut pe orice cale să evit, să m-am uitat la textul de după masă, parcă e mai frumos, dar nu mă atrăgea așa, nu m-am îndrăgostit de contextul acesta care l-a citit fratele Victor și care frații, care Dumnezeu i-a binecuvântat cu înțelepciune, eu nu cred că l-au pus la întâmplare. Este un pericol în ziua de astăzi ce s-a întâmplat în contextul acesta. Aici, în har, în care noi trăim, în harul din secolul 21, se întâmplă lucruri de genul acela. Se calcă poruncile să iau părți care ne plac nouă din Scriptură. Ne place să trăim cum vrem noi și îl necinstim pe Dumnezeu. L-am gândit care a fost păcatul pentru care Dumnezeu i-a omorât pe aceștia doi. I-a ars. Numai titlul când l-am citit, doi fii al lui Aron, doi fii de preot, arși înaintea lui Dumnezeu. Am gândit că e pericol și pentru secolul 21, noi care trăim în har. Și vă voi spune mai târziu, în câteva minute. Dar, frați și surori, când am citit textul acesta, am rămas surprins și am vrut să văd ce au păcătuit oamenii aceștia. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în Levitic, dar la capitolul 22. Să vă spun ce au făcut oamenii aceștia de l-au supărat atât de tare pe Dumnezeu. Să păzească poruncile mele ca să nu-și ia pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară. Pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Să-L necinstești pe Dumnezeu. Să nu respecti cuvântul lui Dumnezeu. Îl necinstesc pe Dumnezeu. A nu respecta restricțiile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, înseamnă necinstire la adresa lui Dumnezeu. Trăim vremurile de astăzi, eu văd, nu știu dumneavoastră, eu cred că și dumneavoastră vedeți ca mine, dacă aveți același duh ca și mine, câtă necinstire se ridică la adresa lui Dumnezeu. Câtă necinstire în vorbire, câtă necinstire în umblare, în trăire, câtă necinstire în comportament, câtă necinstire la adresa lui Dumnezeu. Și totuși ne rezemăm pe har că Dumnezeu e bun și îndurător și așa este. Dar într-o zi aș vrea să vă spun că Dumnezeu va aplica dreptatea. Psalmul 89, versetul 14 spune, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu. Într-o zi noi toți care trăim în har ne vom întâlni cu dreptatea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu mă va întreba și te va întreba cum ai trăit
ne va pune în față caietul, ne va pune tabloul cu de câte ori l-am necinstit pe Dumnezeu. Aș vrea în scurte cuvinte să mai aduc înaintea dumneavoastră câteva imagini de felul acesta și să vedeți până unde merge această necinstire a lui Dumnezeu, cum se extinde ea, cum ce mare efect are și care sunt consecințele. Tot în cartea Vechiului Testament, în Exod, în Numeri de data aceasta, ceata lui Core, Datan și Abiram. Din nou o necinstire la adresa lui Dumnezeu, printr-o răzvrătire, dar de data aceasta în masă, nu doi, ci trei erau capii și după ei toate familiile. Aici spune că numai ei au murit înaintea lui Dumnezeu. Dar de data aceasta și ei și tot ce era a lor. Și tot ce era a lor, și familiile lor. Uitați până unde merge necinstirea. Pune în pericol familia. Pune în pericol familia. Cel de lângă tine e afectat. Fratele tău, sora ta. Și noi ca trupa lui Hristos spune un cuvânt al lui Dumnezeu că un păcat aduce foarte multă pagubă. Și un păcătos, mult bine, nimicește. Unul singur. Uitați-vă la Acan. Unul singur. O nimicit toată familia. De data aceasta, trei inși se încumetă, pe lângă faptul că li s-a acordat harul din partea lui Dumnezeu să fie cei care să slujească poporului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei s-au răzvrătit nu împotriva lui Moise, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care a dat poruncile, care ca un arhitect și care, ca un stăpân în casa lui, el a rânduit slujbe. El a rânduit ca fiecare să-și aibă slujba lui și dacă ei au vrut să-și atribuie o slujbă care nu era din partea lui Dumnezeu, s-au nenorocit și au fost înghițiți de vii, i-a înghițit pământul de vii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise le-a zis, nu vă este îndeajuns cât va da Dumnezeu, mai vreți și slujba preoției? Nu, că toată adunarea e sfântă. Toți sunt sfinți. Ei n-au făcut deosebire între cei care erau în popor și între cei care i-au rânduit Dumnezeu. Nu toți putem face, spus ei. Și Dumnezeu o trebuie să ia măsuri. Hai să mergem mai departe și să înțelegem ce înseamnă să stăm la locul nostru. M-am gândit că Elisei spune că Dumnezeu l-a chemat și îl găsim în Scriptură că era numit omul care turna apă pe mâinile lui Ilie. Elisei și-a văzut de locul lui, nu? Cum ar suna dacă, după ce l-a chemat Dumnezeu pe Elisei, să spună Elisei, acum toarnă-mi tu mie, Ilie, apă. Ajunge, să fiu și eu șeful. Hai să ne vedem de slujba noastră, de chemarea noastră, de să rămânem la locul nostru, la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Să nu credeți că eu vreau ca nimeni din biserică să nu să fie mai mare decât mine sau să o slujbă mai înaltă decât frații, nu? Dacă Dumnezeu cheamă, El cheamă, El dă. El ne cheamă după bunul plac al voii sale să mă păzească Dumnezeu, dar să se vadă chemarea aceasta și nimeni nu-i împotrivă. Dar dacă vrem noi să-L necinstim prin Dumnezeu, când vrem noi să nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, îl necinstim pe El, Dumnezeu să ne păzească. Spune cuvântul Dumnezeu că Uza, la un moment dat, după ce au pus chivotul, spune în Samuel, în 1 Samuel, în 2 Samuel, capitolul 6, ni se arată tabloul acesta, Uza, la un moment dat, ajungând la o cotitură, dar cartea cronicilor arată mai mult, spune că după ce au pus chivotul în car, Uza și Ahio, cârmuiau ei carul. Oare care a fost porunca lui Dumnezeu cu privire la chivot? Cu privire la chivot, cuvântul lui Dumnezeu era foarte clar. Să fie purtat de preoți pe umeri. Pe umeri, nu să-L cârmuim noi pe Dumnezeu. Să-L conducem noi pe Dumnezeu. Drumurile noastre, căile noastre, planurile noastre, gândurile noastre,
Nu, unde vrea Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că la un moment dat carul era să se răstoarne, ajungând la o cotitură, călcat pe un bolovan, și Uza a întins mâna. Și Dumnezeu pe loc l-a spârtecat. O moarte crudă, șocantă, pe loc, dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu l-a nimicit, l-a omorât. Spune că David n-a mai vrut să suie la el chibotul, văzând sfințenia lui Dumnezeu, văzând cât e de drept Dumnezeu, cât e de sfânt Dumnezeu. Și în Cartea Cronicilor ni se spune acolo că de data aceasta, când se duce a doua oară după chibot, după ce a rămas o vreme multă, mulți ani în casa unui om numit Edom, Obededom, spune că David s-a pocăit în timpul acesta. Și-o chemat de data aceasta preoții și-o dat liber armate și-o zis: armata nu mai vine cu noi de data aceasta. Nu, 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 numai strategia noastră nu-i bună, am avut parte din nenorocirea aceea. Nu e așa că se întâmplă și la noi câteodată? Când dăm câte un faliment, recunoaștem că, de fapt, n-am fost după planul lui Dumnezeu. Câte o lucrare care vrem noi să o facem, să punem noi, să aranjăm noi și eșuăm, avem eșec, așa e că recunoaștem că n-am fost întâia ajdată după voia lui Dumnezeu. Pentru că n-am fost întâia, n-ați fost, o zis către preoți, întâia ajdată. Preoții puteau să spună, dar nu ne-ai chemat. Probabil David, având ideea lui, eu știu, planurile lui au vrut, i-o fi refuzată pe preot. Nu ne spune cuvântul Domnului, decât aici se spune pentru că n-ați fost întâia ajdată, acolo. Din pricina aceasta ni s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar de data aceasta este adus chivotul lui Dumnezeu sub o altă formă. Pentru că a văzut că Dumnezeu dă binecuvântare acolo unde vrea El și cum vrea El, slăvit să fie Domnul. Hofni și Fineas, un alt tablou drastic. Alți doi fii, alți doi preoți, doi tineri, spune cuvântul Domnului. Ni se spune că erau tineri. De data aceasta, tinerii aceștia spune că se făceau vinovați de un păcat foarte mare. Care era păcatul acesta? Necinstirii. Îl furau pe Dumnezeu. Spurcau jertfele, atingându-se de ele. Jertfele de mâncare, atribuite lui Dumnezeu, aduse de popor, aduse de cei din popor, pentru ei, înaintea lui Dumnezeu, le spurcau, atingându-se, luându-și ei partea. De data aceasta spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu a fost mai înrăbdător. O trimis proroci, o trimis avertismente, mai întâi le-o trimis la cel ce era mare preot, la tatăl lor, la Eli. Și el i-a mustrat puțin așa, mai ca un părinte, dar nu a luat decizii de destituire de slujbă. Preotul avea obligația aceasta că dacă unul dintre preoți care aducea slujbe înaintea lui Dumnezeu se făcea vinovat de un păcat, trebuia să-l destituie. Mai bine ar fi destituit din slujbe decât să-i omoare Dumnezeu. Dumnezeu i-a destituit definitiv. Așa se întâmplă și cu noi. Și spunem, Dumnezeu este cu noi, nu? Mergem înainte. Avem câte o lucrare, Dumnezeu este cu noi. Mergem înainte, dar dacă nu respectăm, frate și surori, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i cu noi. Ne lasă pe noi să mergem, să facem noi, să lucrăm noi, să, eu știu, să avem biruințele noastre. Dumnezeu nu-i cu noi. Egal că e chivotul, egal că e Biblia cu noi, egal că avem Sfânta Scriptură și o cunoaștem din scoarță în scoarță. Egal, dacă nu-i trăirea, dacă nu-i umblarea cu Dumnezeu, dacă nu-i sfințenia, dacă nu-i păzirea poruncilor. Pe câmpul de bătălie pot să fie preoții, pot să fie chivotul lui Dumnezeu, poate să fie efodul de in, poate să fie toate aceste lucruri. Că nu ne garantează biruința. Doar sfințenie, trăirea în curăție ne dă garanția biruinței. Domnul să ne-o dea la toți. Slăvit să fie Dumnezeu. Și-o trimis Dumnezeu la el și-o zis: ascultă, Eli, până când aveți voi de gând să mă nesocotiți? Și apoi dă Dumnezeu sentințe. Vrea să n-avem parte niciunul dintre noi. Și eu vizez în ziua de astăzi pe cei care aduc slujbe înaintea lui Dumnezeu, care fac slujbe înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Aș vrea să înducesc puțin sfârșitul predicii mele, pentru că vreau să termin. Deja am și depășit cu un minut, două. Având în vedere că fratele Grigore e aici și el mi-a fost și un lector o vreme de vreo 2 ani. Am făcut un studiu biblic și dânsul mi-a fost și un învățător.
Și una dintre omiletica care o învățam acolo este că trebuia să fii punctual. Iartă-mă, frate Grigore, dacă îmi bagi o vină, mai am depășit 2 minute. Frați și surori, haideți să rămânem, dacă trăim vremea Harului, aș vrea să vă spun că numai prin păzirea poruncilor intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a jurat despre poporul acesta în capitolul 4 din Evrei, nu vor intra în odihna mea, nu vor intra. Totuși este o formă prin care noi putem să intrăm în odihna lui Dumnezeu și numai aceasta e. Vreau să o citesc din nou din epistola lui Petru care am citit, dar să continui mai departe și uitați ce spune versetul 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Trăim în har, dar uitați ce trebuie să facem. Dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Numai în chipul acesta, Doamne ajută-ne să urmăm chipul acesta pe care Tu l-ai așezat, Tu l-ai rânduit, să putem intra în odihna Ta. Amin. Presus de orice necredință de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de puteri de cunun, mai presus de orice e iubirea, mai presus de minuni, de puteri de cunun, mai presus de orice e iubirea. Să răstor munții înalți și cetăți și-ți arunci peste veacuri privirea, dar în cele cerești ești atât cât iubești, mai presus de orice e iubire. Ești atât cât iubești, mai presus de orice e iubirea. Dumnezeu e măreț, gem în cap, tremură toată zidirea, dar în susurul blând îl auzi murmurând, mai presus de orice e iubirea, dar în susurul blând îl auzi murmurând, mai presus de orice e iubire.
vă stânci pentru templul etern. Orice piatră își are menirea, chiar pământul-i primit, căci Iisus l-a sfințit când a scris pe pământ ce iubirea. Chiar pământul-i primit, căci Iisus l-a sfințit când a scris pe pământ ce iubirea.
Înainte de a rosti câteva cuvinte de predică, mesaj pentru zidire sufletească, aș vrea să îmi permite să vă las un cuvânt de salut, de îmbărbătare, pentru Biserica Domnului Maranata din acest loc, din Viener Noiști. Apostolul Ioan și eu și Biserica Muntele Sionului doresc pentru biserica de aici să se împlinească ceea ce scria Ioan în cea de-a doua epistolă, versetul 3. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi, din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui în adevăr și în dragoste. Amin. Apoi, de asemenea, aș vrea să-mi permiteți să salut pe toți cei prezenți cu aceeași dragoste, în mod special pe cei ce sunt din Baia Mare și nu trebuie să vă supărați pentru asta. Și pe cei din Satul Mare, că suntem vecini. Nu o să mă opresc la atâta. Chiar dacă ei sunt mai aproape de inima mea, pentru că spuneam unora dintre ei așa mai râzând, zic, am lăsat 99 de oi și am venit să văd ce face una care a venit aici, sau cele care au venit aici. Ei au înțeles mesajul, au zâmbit și vreau să spun că astăzi când s-a cântat, când am stat împreună la părtășie, m-a determinat ceea ce am văzut să fac o mărturie și însoțită de o rugăminte, de o rugăciune. N-aș fi rămas astăzi aici dacă nu m-ar fi rugat fratele păstor, așa că dacă nu o să predic bine, cu dumnealui aveți treabă. Dar îmi pare bine că am rămas aici pentru că am fost zidit de cântarea fanfarei. Îi felicit pentru asta și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Dacă am rămas la rugămintea fratelui păstor la rândul, invit și pe fratele păstor și fanfara și corul. Toți puteți veni odată la Muntele Sionului, cei mai mulți dintre cei ce sunt aici, mai ales aproape de mine, știu că avem loc. Vă primim pe toți odată să slujim și acolo împreună Domnului. Amin. Vă invit cu toată sinceritatea, nu de obicei. Vă invit cu dragoste și vă așteptăm. Iar acum ce am spus aceste cuvinte, aș vrea să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu să slujesc potrivit chemării și darului pe care El mi l-a dat și mi l-a dat tuturora. Slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu nu poate fi oricum. S-a citit azi că doi oameni care erau obișnuiți cu slujirea, nu numai atunci au slujit, de multe ori, la un moment dat au zis, slujim și astăzi înaintea lui Dumnezeu. A venit vremea, momentul acela când noi trebuie să intrăm, să luăm foc de pe altar, unde trebuia să nu se stingă, să luăm candelele care trebuia de asemenea să fie pregătite pentru totdeauna și la momentul potrivit să stăm înaintea lui Dumnezeu. Așa ar fi trebuit să gândească, însă n-au gândit așa. Nu i-a interesat pe cei doi fii al lui Aaron, Hovni și Phineas, numai slujirea lor. Și au zis, știm noi cum trebuie să facem, lasă. În momentul în care a trebuit, ca și altă dată, vom sluji. Ce trebuie atâta atenție? Ce trebuie atâta pregătire? Ce trebuie să veghem să nu se stingă focul de pe altar dinaintea Domnului? Mai este foc. Putem să luăm și din altă parte. Însă cuvântul Scripturii ce a fost citit azi ne-a adeverit nouă că slujirea lor în toată obișnuința, în toată chemarea, în toată experiența nu i-a ajutat la nimic. Nadab și Abihu, fiul lui Aaron, pentru că n-au fost vegheatori în slujirea lor, pentru că nu i-a interesat dacă este foc sfânt pe altar sau nu, dacă ale lor cadelnițe sunt pregătite și dacă ei sunt pregătiți să slujească, ce au zis, vine vremea și la vremea potrivită slujim, n-au mai slujit nici atunci
și nici după aceea. Citirea a fost în auzul nostru și toți am putut să înțelegem că nevegherea lor și neslujirea potrivit cu chemarea ce le-a făcut-o Dumnezeu și le-a încredințat-o să slujească înaintea Domnului a atras asupra lor moartea. Și când a fost provocat tatăl lor de către Moise, întrebat și el, ce-au făcut fiii tăi, că l-o fi întrebat, de ce n-au vegheat, de ce nu s-au sfințit, de ce nu s-au apropiat cum trebuia de Domnul. Cam asta scria în versetul 3, a trebuit să tacă și Aaron. Și întrebarea este, de ce nu le-a apărat Aaron? Că el era cel puțin la dreapta lui Moise. Hai să zicem, nu egal, dar foarte aproape de Moise. Nu de puține ori Dumnezeu i-a poruncit lui Moise, au zis, tu vorbește lui Aaron. Când a chemat pe Moise să scoată poporul din robie, Moise a zis, în gângă, nu pot vorbi. Și Dumnezeu i-a spus, chem pe fratele tău Aaron, tu vei fi Dumnezeu pentru el. Îi vei spune lui Aaron și Aaron va vorbi în locul tău. Și de data asta îl întreabă Moise pe Aaron, zice, cum de n-au fost pregătiți fiii tăi să slujească bine? Și-au tăcut. N-am să mă ocup astăzi de acest pasaj al Scripturii, numai în introducere v-am adus aminte de el. Pentru că aș vrea să plec mai departe și să fac trecerea aceasta printr-un alt gând. Știți cine poate sluji în casa lui Dumnezeu? Toți, așa e? Aparent, da. Toți ne rugăm, toți cântăm și fratelui păstor nu i-a plăcut și a avut dreptate, că ar fi trebuit să cântăm mai cu zel, toți putem cânta, toți putem cel puțin să dăm un sfat, dacă nu predicăm de la amvon, și toți putem sluji, chiar suntem chemați la asta. Numai că nu pricepem și nu înțelegem îndeajuns suficient ce este casa lui Dumnezeu și ce trebuie să fie în casa lui Dumnezeu. Când Solomon a sfințit templul din Ierusalim, casa lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a răspuns lui Solomon ca urmare a rugăciunii lui, o zis, aleg și sfințesc locul acesta, pentru ca numele meu să locuiască pe vecie aici, să am ochii și inima întotdeauna în casa asta. Și în casa asta nu numai Domnul și numele Lui să fie, nu numai ochii și inima Lui să fie, ci Solomon îți spun, când va veni poporul în casa asta, să știe ce are să se facă, ce are de făcut. 2 Samuel, capitolul 6, capitolul 7, sau 2 Cronici, găsim de asemenea în capitolul 7, ce a făcut Solomon după ce s-a rugat. A așteptat să audă glasul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus, dacă poporul ăsta peste care e chemat numele meu, unde va locui numele meu și slava mea, se va smeri, se va căi, va lua dinaintea ochilor lui faptele lor rele, vor învăța să facă binele, îi voi asculta din ceruri. Doamne, ce mare ești! Solomone, adu-ți aminte ce a spus Dumnezeu când te-ai rugat și tu te-ai speriat. Când l-ai chemat pe Dumnezeu să vină la locul lui de cinste, te-ai speriat, Solomon, și ai spus, dar ce? Să locuiască Dumnezeu împreună cu oamenii? Pe Dumnezeu nu-L cuprind cerurile cerurilor și pământul le-a așternut picioarelor Lui. Cum să locuiască El împreună cu oamenii? Și Dumnezeu a zis, aleg și sfințez locul ăsta. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu a ales și a sfințit locul acesta, nu pereții neapărat, dar și casa aceasta, zidirea aceasta, este binecuvântată și sfințită de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pe noi să-i slujim Lui în locul acesta, slăvit să fie El. Știți care e podoaba casei acesteia? David în Psalmul 93, versetul 5, spunea, mărturiile tale sunt cu totul adevărate
Sfințenia este podaba casei tale, pentru cât vor ține aviacurile. Slăvit să fie Domnul! Nadab și Abihu! De ce n-a sfințit pe Domnul în ziua slujirii voastre? Spunea fratele Dănuț, ei au fost mai preocupați de starea lor însuși. Și pentru că n-au cinstit pe Domnul, n-au mai putut să slujească nici atunci și niciodată. Și acum eu am citit aici, în cartea Apostolului Pavel către Timotei, și vom putea spune, păi, lui Timotei i-a scris Pavel, el, Timotei, să învețe să facă lucrul acesta. O, nu, nu, nu. Pavel a scris lui Timotei și o zis, Timotei, dacă eu voi zăbovi să vin la tine, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Tu știi ce e casa lui Dumnezeu? Stâlpul și temelia adevărului. Ai grijă, Timotei, cum te porți. Ai grijă cum vorbești. Ai grijă cum mustri, mustră, ceartă și îndeamnă. Și eu spus cum, cu toată blândețea. Acum, iertați-mi paranteza asta scurtă, nu știu cum putea cu toată blândețea să spună celor păcătoși și păcatul lui pe nume. Că Pavel a zis la un moment dat, și Pavel era înainte mărgătorul lui Timotei, schilodească-s odată cei ce vă tulbură, de-aș rosti eu astea sau păstorul dumneavoastră, la alegeri nu mai are niciun vot, sau foarte puține. Dar au făcut-o și Pavel și Timotei. Au mustrat aspru pe cei ce trăiau în neorânduială. Și a îndemnat pe cei ce trăiau în rânduială și în sfințenie să facă rugăciuni, să facă cereri, să facă mulțumiri și mijlociri pentru toți oamenii. Pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Amin. Acum nu știu cât ne-am rugat pentru alții. Cum ne-am rugat pentru alții? Cum am mijlocit pentru alții? Nu sunt eu în măsură să vă judec, fiecare aveți puterea aceasta să vă judecați cum v-ați rugat. Pavel îi scrie lui Timotei, zice, lucrul ăsta pe care vă îndemn să-l faceți, tu, Timotei, să-l faci, să spui și altora să-l facă, este bine primit înaintea lui Dumnezeu, bine văzut de Dumnezeu, răsplătit ca atare de Dumnezeu. Dar ține seama, Timotei, ce vrea Dumnezeu să faci tu în casa lui Dumnezeu și cei ce te ascultă. Pavel îi spune lui Timotei în această epistolă, dacă vei face lucrul acesta care ți-l poruncesc, să predici cuvântul, să veghezi asupra lui, să stăruiești asupra lui, să ai o vorbire curată, dreasă cu sare, dacă vei face lucrul acesta, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Și dacă tu vrei să te rogi și să fii ascultat de Dumnezeu, Timotei, sau membru în Biserica Domnului Maranata din Viena Neustadt, înțelege bine astăzi că Dumnezeu te-a chemat să te mântui pe tine și pe cei ce participă la slujba ta. Înțelege bine că Dumnezeu îți cere o responsabilitate în ceea ce privește mântuirea ta, așa eu și în dreptul meu a mea și a celor ce ne văd slujind. Și cum slujim? Cum slujim înaintea lui Dumnezeu? Pentru că El, Dumnezeu, în sfințenia Lui, în dreptatea Lui, în tot ceea ce a făcut El, a slujit. Și nu mă feresc de terminul ăsta. A slujit oamenilor în vederea mântuirii lor. Când l-a trimis pe Hristos în lumea aceasta, El a mărturisit. Eu am venit să slujesc oamenilor, nu să fiu slujit. Marcu, în toată Evanghelia sa, îl prezintă ca un slujitor, ca un trimis al lui Dumnezeu. Să aibă milă de oameni, să slujească oamenilor. Și de aceea Pavel spune lui Timotei și Timotei ne spune nouă azi, cuvântul lui Pavel scris către Timotei ne spune nouă astăzi. Știți voi pentru ce v-a dat Dumnezeu ziua aceasta? Păi știm.
să venim la adunare, câți au vrut, că unii n-au vrut și au rămas acasă. Nu există alte motive, numai n-au vrut. Fie că le-a fost somn, deși a fost cea mai lungă noapte din an, fie că au invocat tot felul de motive cu elirile și n-au venit. Unii au venit și au venit numai cu fizicul, cu trupul și gândul departe. Mă îndoiesc că slujirea noastră, a mea, să nu vă supăr pe voi, dacă este așa, e bună. Dacă suntem aici, trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu în acord cu voia sa, în acord cu ceea ce voiește El. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Mă întreb, eu voiesc și tu voiești să fii mântuit? Amin! Dacă ar mântui Dumnezeu numai pe cei care au spus amin, vai câte vaie te-am auzit azi. Ne-am temut să zicem amin. Că Dumnezeu voiește să ne mântuiască pe noi și noi suntem atât de pasivi de mântuirea Lui, încât nici nu ne dăm seama de multe ori. Păi să ne mântuiască. Păi să rezolve problema, că de aceea au venit să slujească. Să împlinească slujba aceasta, Domnul Hristos, că am înțeles că aveți o temă, un ciclu de predici pe seama preoției lui Hristos, să o împlinească, că El ne-a spus că se duce în cer la Dumnezeu, la Tatăl, să ne pregătească un loc. Și e bine că ne pregătește. Dar noi ne pregătim pentru El? Din nou o paranteză. Ne pregătim, dar știți cum? Cum vrem noi. A trebuit să împac odată un frate și o soră de trup, de sânge. Și se certase între ei de la o palmă de pământ. Și am spus, dar nu vă mai certați, că ajunsese deja în tribunal, nimeni nu le mai putea face dreptate. Oricine spunea o judecată nu era bună, numai ei știau unul la lui parte, celălalt al celuilalt parte. Și la un moment dat mi-a venit în gând să-i întreb, da? Nu vă supărați dumneavoastră, vreți să fiți mântuiți? Da! Păi cum veți împlini voi cuvântul ăsta al Scripturii când veți ajunge acasă, în cer, și va trebui să stați o veșnicie unul lângă altul? Și femeia așa mai curajoasă zice, dar frate, nu scrie acolo în carte, că sunt mai multe locașuri. El a fiind un loc și un altul. Nu ne-o vedea. Nici nu veți vedea niciodată dacă trăiți în neorânduială. Și revin. Textul Scripturii spune și voi care sunteți chemați să slujiți voi în ceea ce privește mântuirea. Mântuirea Dumnezeu a făurit-o, a slujit prin Hristos în ceea ce privește mântuirea. Și a slujit. Hristos s-a interpus între noi și Dumnezeu. Prețul cel mai mare, care nu-l putea plăti nimeni și nimic, nici o jertfă, nici râuri de unde lemn, cum spune prorocul, cu ce voi întâmpina eu pe Domnul? Cu zeci de mii de berbeci, cu râuri de unde lemn, cu întâiul născut, rodul trupului meu, nu poți. Și cu ce voi întâmpina eu pe Domnul, spunea Mica. Zice, omule, nu mai căuta tu să vezi cu ce îl întâmpina. Ți s-a arătat, ți s-a spus ce trebuie să faci. Să iubești mila, să iubești dreptatea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Doamne, ajută-ne la asta. Pentru că slujirea noastră în ceea ce privește mântuirea constă în asta. Să iubești mila, dreptatea și să umbli smerit înaintea lui Dumnezeu, adică să învăț starea înaintea lui Dumnezeu. Și acum, cel ce te împiedică să fii mântuit, tot știm. Dacă am cere să identificăm pe cel ce ne împiedică să fim mântuiți, ar spune și copiii de la școala dominicală, păi, Satan ne împiedică și-i drept. Dar știi că te mai împiedică cineva? Da. Euul meu și-al tău. Euul meu și-al tău. Și Dumnezeu ne-a chemat să slujim și noi la rândul nostru în ceea ce privește mântuirea, ca să putem aduce înaintea lui Dumnezeu o slujire plăcută. Ascultați-mă bine cum. Marele Apostol Petru ne scrie în cea de-a doua epistolă, în prima epistolă sa, la capitolul 2, versetul 1. Ascultați-mă bine să puteți sluji așa. 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Noi, da?
Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, doar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. O, știm asta. Dar stați un pic, spune Petru. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Amin. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, să puteți aduce jertfe duhovnicești. Că rugăciuni, Doamne, ce știu face toți. Că prorocii, Doamne, ce știu rosti mulți. Prorocii cu ghilimele de rigoare, prorocia una singură. Eu spun multora, n-a existat mai frumoasă prorocie decât aia din Fapte 16. Și nu era prorocie. Știți cine a fost acolo? O slujnică care avea un duc de ghicire. Și atâta de frumos o știut prorocii că Petru, Pavel și Sila sunt oamenii lui Dumnezeu care vestesc calea adevărului să-i asculte oamenii. O, ce le-ar plăcea predicatorilor și mie, și eu som. Să auzi pe unul că prorocește, mă, cel ce e la amvon vă vestește cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-l, nu l-am oprit niciodată. Pavel s-a întors spre ea și a oprit-o. O rugăciune frumoasă o știu să facă îndrăcitul din Gadara. Și când a auzit că trece Iisus pe acolo, de niciun om nu s-a temut. Ieșa înaintea celor ce treceau prin cimitir, că acolo și avea locuința în morminte, și se temeau oamenii să mai treacă pe acolo și dacă era un grup. Când a venit Iisus însă, s-a temut. A ieșit înainte și a zis, pe tine te știu cine ești. Ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu mă trimite sau nu ne trimite în adânc. Și rugăciuni știu face și demonii. Este o slujire duhovnicească. Este altceva. Când au vrut prima generație de oameni, așa o numesc, hai să îi spun mai direct, copiii lui Adam și a lui Eva să slujească Domnului. O zis, se cade Domnul să fie cinstit. Cain și Abel o zis, să aducem lui Dumnezeu o jertfă. S-au dus fiecare la îndeletnicirea lui. Abel la turmele lui a dus înaintea lui Dumnezeu o jertfă, Cain la pământul lui a dus lui Dumnezeu o jertfă și a zis, Doamne, ți-am împlinit dorința, ți-am adus jertfa. Și întreb, care era cusurul jertfei a unuia sau a celuilalt, că numai unii a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Citiți acasă că spune Scriptura tare clar, că Dumnezeu s-a uitat la Abel și apoi la jertfa lui. S-a uitat și la Cain și apoi la jertfa lui. Inima lui Abel era întoarsă spre Dumnezeu. Era să cinstească pe Dumnezeu cum se cuvine. Cain a zis să fac și eu. S-a făcut și Abel. Să împlinesc și eu, că am văzut și eu la alții. Și Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel. De aceea Petru spune, lepădați răutatea. Lepădați clevetirea, lepădați pisma. Lepădați orice revărsare de mânie, de răutate. Și ca niște prunci născuți din Dumnezeu, dacă ați gustat că bun este Domnul, apropiați-vă de El, slujiți-i Lui cu scumpătate și Domnul să ne ajute pe toți. Amin? Pentru că apoi, dacă vom face lucrul acesta, ne mântuim pe noi și împlinim slujba preoției noastre. O seminție aleasă, o preoție sfântă, spunea Petru, cinstea asta e pentru voi, v-a chemat Dumnezeu să fiți și voi la fel. Avem un punct însemnat, spunea Pavel în Evrei 8:1. Punctul ăla însemnat este că Hristos este marele preot la dreapta lui Dumnezeu în mărire. Dar punctul cel mai însemnat este că suntem legați și noi de El, într-o structură care nimeni și nimic nu poate strica, dacă vrem să fim legați de El, potrivit cuvântului ăsta, și slujim și noi la rândul nostru, ca niște pietre vii pentru zidirea împărăției lui Dumnezeu, pentru mântuirea tuturor oamenilor. Ce trebuie să facem să slujim pentru mântuirea oamenilor? Este să împlinim ce spunea Pavel lui Timotei. Zice, Timotei, să știi că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și tu, Timotei, și voi, oricare, și eu, punem numele meu acolo și al tău acolo. Dacă vreți să fiți niște slujitori ale lui Dumnezeu, niște pietre vii,
niște preoți al lui Hristos. Să aduceți pe oameni la mântuire, trebuie voi să trăiți întâi adevărul și apoi să învățați și pe alții să vină la cunoștința adevărului. Aici ușor e de spus oamenilor despre adevăr. Cu gura le poți spune. Poți să spui cât îi vrea și nu te vor înțelege poate niciodată dacă nu vei trăi adevărul ăla. Vor avea o dilemă și oamenii înțelepți să priceapă ce la adevărul dacă nu-l vei trăi. Și evanghelistul Ioan spune că Domnul Iisus, Ioan 18, spune că Domnul Iisus Hristos într-o zi a fost dus și a stat în fața lui Pilat. Și a zis, tu ești împărat? Tu ești preot? Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Tu ești Mesia? Și Domnul Iisus a uitat la el și nu i-a răspuns și a zis, dar tu nu-mi răspunzi mie, nu știi ce putere am. Am puterea să-ți dau viața și am puterea să-ți iau. Și Domnul nu avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată. Dar spune-mi, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt. Dar zice, știi ceva? Eu spun că eu sunt adevărul. Și Pilat s-a uitat la el și a zis, dar ce e la adevărul? Un om înțelept să întrebe pe un întemnițat, să zic. Și ce este adevărul? Și Domnul Hristos a spus, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt adevărul. Eu de aceea m-am născut și ai să vezi. Te întreb, mărturia mea și a ta poate să fie ca lui? Să locuiască adevărul lui în noi. Să-l vestim după ce l-am trăit. Pentru că abia atunci slujim în slujba aceasta preoției sfinte și aducem pe oameni la Hristos după ce slujim adevărul. La Domnul Iisus Hristos au dus niște oameni și aveau pretenția că ei își doresc mântuirea, că vreau să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și evanghelistul Ioan în capitolul 8 spune că au venit niște oameni dintre iudei și o să învățătorule. Spune-ne noi ce trebuie să facem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul s-a uitat la ei și o zis, știți ce trebuie să faceți voi? Să cunoașteți adevărul și adevărul vă face slobozi. Și oamenii ei au ripostat, s-au înfuriat și au zis, învățătorule, noi suntem sămânța lui Avram. Avram și sămânța lui n-a fost roabă niciodată, deși a fost. Cum poți tu să ne spui să cunoaștem noi adevărul și adevărul să ne facă slobozi? Și Domnul Hristos le-a spus celor ce l-au întrebat astfel, au zis, de a fi voi fiii lui Avram, cum vă lăudați, ați face faptele lui. De a fi eu și tu, preot al lui Hristos, am face slujba preoțească așa cum a făcut el. Am slujit potrivit chemării. Nu spun că nu ești. Suntem în ziua aceasta să fim puși în zidirea aceasta ca niște pietre vii. Vrei? Doamne, ajută-ne! Pavel, la un moment dat, cel care făcea slujbă, Saul din Tars, când a auzit că îl strigă cineva și îl întreabă pe nume Pavele sau Saule, ce vrei să faci? O zis, dar cine ești tu, Doamne? Și Domnul Hristos i-a spus și chiar l-a provocat să dea înapoi cu piciorul într-un țepuș și a fost gata să o facă de dragul adevărului. Tu ce vei face? În al doilea rând, pentru că timpul își face mersul lui, aș vrea să încheiem la timp. Nu numai că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, nu numai că El vrea să vină la cunoștința adevărului fiecare dintre oameni, ci cuvântul Lui spune că este un singur Dumnezeu în cer. Și asta știu toți oamenii. De-i întreb și pe cei de altă religie, necreștină, pe budiști, pe mahomedean, pe oricine întreb, toți spun că este un singur Dumnezeu în cer. Asta o știu și creștinii. Este un singur Dumnezeu în cer. Dar Pavel îi spune lui Timotei și să ne scrie și nouă sau să primim și noi epistola aceasta, zice, nu numai că este un singur Dumnezeu în cer, sunt și câțiva mijlocitori între Dumnezeu și oameni. Așa scrie. Nu, că ați citit. Și vă pune fratele acolo să nu vă încurc eu. Și este și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și atunci ce rol avem noi? Unii s-au prevalat de asta și au zis, dar noi ce putem face pentru mântuirea altor oameni?
Unii ne-au acuzat și au zis pocăiții, nici măcar nu cinstesc pe mama Domnului Iisus Hristos. Ea poate mijloci pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și eu spun de mai multe ori, cine nu face asta, nu-i pocăit. Cine nu cinstește pe mama Domnului. Spun în continuare, pocăiții nici nu cinstesc pe Sfinții Apostoli. Și eu spun, cine nu face asta, nu-i pocăit. Atunci cum? Pentru că singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu, omul Iisus Hristos, i-a învățat pe cei care i-am amintit eu să ne conducă spre El. Eu împlinesc Evanghelia care a spus-o mama Domnului Iisus Hristos. Știți ce a spus ea? Când au venit oamenii la El, Evanghelia lui Ioan, capitolul 2, la ea, la mama Domnului, și-au zis, sunt în mare încurcătură oamenii ăștia care au făcut nunta, nu mai au vin. Tu ești mama Domnului, fă ceva, spune-i să facă El ceva. Am auzit că face minune și nu făcuse, încă aia a fost prima minune. Am auzit că tu totuși știi despre El niște lucruri interesante. Și ea știa, păstra cuvintele alea care le-a spus îngerul, asta spune cuvântul, în inima ei. Și nu le-a spus slujilor alea, da, da, eu știu că El este cineva, dar le-a spus cine este El. Și au zis să faceți ce vă va spune El. Ei, cine nu cinstește și nu împlinește Evanghelia asta, nu știe că este un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Și rămâne la neștiință. Și zice, o, dacă ar mijloci Maria, ea mijlocește, că a mijlocit atunci, două zile, să faceți ce vă zice el. Mi-a plăcut mărturia unui frate din Spania și zice, el a fost preot catolic. Zice, după ce mi-a vorbit Domnul într-o zi, am luat Cartea Sfântă, m-am dus în fața statuiei, Madonei, ca așa spun ei, am deschis-o și am zis, o, îți mulțumesc că mi-ai vestit o Evanghelie bună. O am, am primit-o. De azi înainte nu mai am nimic cu tine. Tu ești ca și mine. Eu am primit aceeași Evanghelie și ascult ce îmi spune El. Și am închis cartea și am plecat. Și de atunci nu m-am mai închinat Mariei. Și zice, merge mai bine. Slujesc lui Dumnezeu potrivit chemării pe care mi-a dat-o El, Dumnezeu. Și împlinesc voia Marelui Preot și Mântuitor Iisus Hristos, slăvit să fie El. Da, apostolii, cine o spus? Fapte, capitolul 10, scrie că s-au întors la Domnul casa lui Corneliu. De fapt, ei trăiau cuvântul lui Dumnezeu. Nu cunoșteau însă mântuirea cum o cunoaștem noi prin Hristos. A venit îngerul Domnului la Corneliu și a zis rugăciunea, milostenia și tot ce faci tu știe Dumnezeu. Trimite și cheamă un apostol. Și acum dacă ar veni la mine la noapte un înger să-mi spună trimite la cineva, nu știu dacă m-aș duce. Aș duce că știu Evanghelia, dar nu vă pripiți. Probabil aș fi zis îngerului, păi de ce nu-mi spui tu că ești de la Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu? Mă trimiți? Unde mă trimiți? La Iope, nu-i nicio cetate însemnată, în casa lui Simon, un tăbăcar, nici ăsta nu-i cine știe ce. Acolo e un Petru, pescar, nici ăsta nu are multă cultură. Eu sunt capitan, comandant de oști. Nu o zis nimic. Și omul ăsta înțelept ar fi vrut să slujească Domnului potrivit înțelepciunii lui. Vorbesc despre Corneliu. Până atunci a slujit Domnului potrivit înțelepciunii lui, cu cernic, temător de Dumnezeu, cu fapte bune și rugăciuni. Dar a venit Petru și a intrat pe ușa lui. Și când l-a văzut Corneliu că intră, zis, ăsta e mai mare decât îngerul. Mă arunc în fața lui, mă închin și apoi să-mi spună, după ce m-am închinat, după ce l-am cinstit. Și Petru, ca un apostol, că doar un apostol merită cinstea, chiar îi scris în cuvânt, că cine dă un pahar de apă în numele unui apostol, va primi plata unui apostol. Așa scrie. Corneliu s-a închinat înaintea lui, sau a vrut să se închine înaintea lui și Petru i-a întins mâna și o să nu faci asta, ridică-te. Și eu sunt un slujitor ca și tine, un om ca și tine. Ca să fii mântuit, tu trebuie să cunoști doar un singur lucru. Și Dumnezeu m-a trimis cu slujirea asta. Ei, dacă te-a trimis cu slujirea asta, suntem înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta. Spune-ne ce vrei. Și știți ce le-a spus? Eu sunt Petru. Am avut cea mai frumoasă mărturie. Când nimeni nu știa cine e Hristosul, când ceilalți ucenici ziceau, ești un proroc, ești un botezătorul, căruia-i trăiase Irod capul. Eu, Petru, am zis, tu ești Hristosul. Și mie mi-a spus Domnul că pe piatra asta zidește biserica. O predicat Evanghelia asta, deși era adevărată? Nu.
O, Doamne, cât s-auzi predicând de la învoane, cât s-au întors când au predicat ei, liplind agenda, cât s-auzi de la învoane, cât s-au vindecat când s-au rugat ei și nu le-au ajuns unde lemnul. Și mă întreb, unde-i Domnul în slujirea lor? Pentru că mântuirea este dată prin El și prin cuvântul Lui. E un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie El. Frați sfinți, aveți parte de o chemare cerească. Aveți un punct însemnat. Iisus a fost pus ca preot peste casa lui Dumnezeu. Dar Pavel spune evreilor și ne spune nouă în Evrei 3, și voi sunteți casa lui Dumnezeu. Cel ce a zidit casa lui Dumnezeu este Hristos, Domnul, El este stăpân și Domn peste casa Lui. Fiți una cu El, slujiți împreună cu El, că vă mântuiți pe voi și pe cei ce vă ascultă și Domnul să vă ajute. Amin. Amin.